dracu e mașina asta? Mai bă, nene, sfârșit. Ce vrei să vezi? Lucian! Andreea? Lucian, Silvia, mă rog, ușa pe depășire și mă ține legată, ajută-mă! Ce-am făcut, mă? Salut, Lucian! Uite care-i faza, dacă vrei să nu moară Andreea, va trebui să mărturisești în direct pe post toate crimele pe care le-ai făcut. Lucian, e nebun, ajută-mă! Salut! Sebi, bună! Sormea, vină repede să vezi cine a venit! Floppy, ai venit să vorbim? Nu, am venit să vorbesc cu Sebi. Cu mine? Da, cu tine. Ne scuzi, te rog? Da, si. Ce s-a urmat? Uite. Uite, e o factură și scrie clar de data asta, Lucian Rădescu. Vezi, serviciul de curățenie și dezinfecție la casa lui tanti Mioara. El a făcut-o. Asta ca să ascundă urmă. S-a întâmplat ceva? Nu. Văd o anomalie aici. Cum adică? Da, nu pot să vă spun acum încă nimic concret, de aceea vă indic să faceți o ecografie pentru a face o analiză ecografică a fătului. Și când avem rezultatele, atunci putem discuta. Vă rog să-mi spuneți ce vedeți acum. Da, sarcina nu evoluează bine. Fătul nu e în regulă. Iasă. Dar nu era nevoie, cobor eu imediat. Trebuie să te odihnești mai mult. O să mă odihnesc, dar nu pot să stau în pat toată ziua. Și să mănânci mai mult. O să fac și asta, dar mă duc să-i dau de mâncare lui Bogdan. Bogdan a mâncat deja, e cu Călin și Raluca acum. Da... Dar ce? Niciun dar. Stai în pat și mănâncă. Nu uita ce a zis doctor. Dar cum să uit, că o să-mi aduci tu aminte tot timpul. Și ce, te superi că-mi pasă de viitorul nostru copil? O spui de parcă mie nu-mi pasă. Eu sunt convins că-ți pasă, dar văd că nu realizez cât de gravă e situația. Tu nu te odihnești suficient, nu mănânci. Mereu există probleme, există griji. Cum o să duci sarcina asta la capăt, așa? Poate nu mi-aș face atâtea griji dacă nu mi-ai reproșat-o mereu. Da, văd că nu înțelegi. Ai mâncare aici. Poftă bună.
gata, laptele. Banana. Mulțumesc. E prea fierbinte. Pe bune? Da, îți spun eu. Ok. Te pricepi? Am urmărit-o pe Adela. Deja sunt expertă. Ia auzi. Păi înseamnă că ești pregătită. Călin. Pe bune, nu te-ai gândit să adopți? Nu, pentru că nu aș vrea să cresc un copil singur. Dar nu o să-l crești singură. O să-l crești cu mine. Călin. Știu că par trăgălaș, dar un copil e foarte multă muncă. Crede-mă că sunt conștient de asta. Dacă eu o să am un copil vreodată, aș vrea să-l cresc cu tine. Pe bune. Stai, mă, că eu sunt. Ce faci, mă? Bine, abia așteaptă al doilea mic dejun. Dar până să răcește laptele, haide să mâncăm și noi, te rog. Hai, bine zici. Baby, I'm just lazy, I don't got any